cui dăruim, de fapt. Și deznodământul a fost fericit în cazul pozei. Am fost prins de colegi în exercițiu, care e foarte fain, pentru că înseamnă să te abandonezi total fizic grupului cu care lucrezi. Și întrebarea vine de la experiența mea de lucru cu tot soiul de conflicte, agresivitate, violență și de la activitatea mea de voluntariat, pentru că foarte mulți ani aveam impresia că eu îi ajut pe ceilalți și misiunea mea în viață este să ajut toți oamenii care au nevoie de ajutor în lume, să văd bine în jurul meu și așa mai departe. Și a fost foarte frumos până într-o zi când eram în Filipine și lucram în niște sate destul de îndepărtate de orice oraș și mi-am dat seama că eu de fapt fac asta pentru mine. Fac pentru că e nevoia mea de a contribui la bunăstarea celorlalți. Și în momentul în care am încetat să mai pun, hai să nu zic o minciună, pentru că nu era în totalitate o minciună, dar o mască. Am mers dincolo de masca respectivă, am înțeles, da, eu îi ajut pe ceilalți, dar fac asta pentru că asta mă ajută pe mine, la rândul meu, în primul rând. Și a fost o mare revelație pentru mine, pentru că mi-a schimbat felul în care interacționam. Și asta era o zonă în care doar prin prezența fizică contribuiam foarte mult, fiind pregătiți ca echipă internațională de civili antrenați prin metode non-violente să intervenim în zone de conflict activ, fără urme de arme, fără, gărzi înarmate și altele. Am învățat foarte mult despre care este puterea darului prezenței, pur și simplu. Și că, de fapt, tot ce fac în viață, când dăruiesc orice în jurul meu, de fapt, o fac pentru că mă face pe mine fericit, mă sporește, îmi corespunde și îmi satisface nevoia uriașă pe care am de a contribui la bunăstarea celor din jurul meu. Și construiesc puțin peste, și mulțumesc antevorbitoarelor, construiesc puțin peste ce s-a spus până acum. Recent am revenit la ce a descoperit David Hawkins legat de scala conștiinței umane și el a măsurat multe altele ideologii politice, până și companii comerciale. De ce? Cred eu că e foarte important să înțelegem că, în primul rând, ne dăruim nouă tot ceea ce facem, fiecare acțiune. Pentru că nivelul de curaj calibrează la 200, tot ce este sub curaj nu ține de dar, evident, dar este și la un dar. Toată lumea care este agresivă, este violentă, are dorințe, este apatică, se auto-învinovățește, își dăruiește sentimentele respective în primul rând și le dăruiește celor din jurul lor. Însă dacă gândim și simțim curaj, neutralitate, acceptare, rațiune, dragoste, bucurie, pace și așa mai departe, ne dăruim aceleași lucruri în primul rând nouă, după care și celor din jur. Toată lumea probabil a auzit de faptul că tot universul este materie care vibrează și în momentul în care gândim și simțim un anumit lucru, ne uităm pe scala asta și vedem care este impactul în jurul nostru. Întrebarea a doua era, care e darul cel mai de preț? Și sunt două poze cu doi colegi, foști colegi, unul din Filipine, Mayon aici jos, Michael e un alt fost coleg din Sudan și ei, în țări diferite, în momente diferite, mi-au spus același lucru legat de acțiunile la care am participat cu colegii, cu organizațiile cu care am lucrat. Cel mai important a fost prezența voastră aici, ca oameni. A fost foarte important, de asemenea, să ne sprijiniți cu bani, cu calculatoare, cu cunoștințe despre cum să scriem un proiect, cum să atragem fonduri, mă rog, orice alt lucru am făcut cu ei. Cel mai important a fost să vă avem lângă noi, să mâncați aceeași mâncare ca noi, să dormiți în același... Maiuna stă undeva acolo în spate, e casa lui, stă undeva într-o mlaștină unde nu poți ajunge 6 luni pe an decât cu barca, în condiții foarte precare. Însă a fost foarte important, de exemplu, săterii din zona lui au spus,
De foarte multe ori cât ați stat voi cu noi aici, nu am mai plecat din calea grupărilor înarmate care ne atacau satul și ne furau recoltele de orez și fructele și animalele și așa mai departe. Doar pentru că ați fost aici, ați făcut ce trebuie. Ați vorbit cu ceilalți, ați dialogat, ați încercat să creați un spațiu de dialog și de mediere și de negociere. Și asta a fost o altă lecție importantă pentru mine. Ajunge să fii lângă cineva, fără să dai bani, mai ales dacă nu dai bani, fără să dai ceva neapărat, dacă nu ai ce să dai, decât prezența ta și bogăția și frumusețea sufletului tău. De ce semințe de fericire și cum le cultivăm? S-a vorbit foarte frumos de plantat. E minunat să plantezi fizic un copac, să plantezi o grădină. E puțin mai greu și mai contraintuitiv, pentru că suntem învățați sistematic în sistemul de educație cum să nu sădim semințe de fericire și cum să nu le creștem. Asta e o masă tradițională din Sudan. Rețeta e foarte simplă. 10 minute în fiecare zi, timp de 6 luni de zile. Atât. Fiecare dintre noi poate face asta. Cei dintre noi care ne simțim încă puțin șovăitori cu capacitatea noastră de a dărui și semința de dăruire nu este încă foarte bine dezvoltată și o purtăm în sac, dar e undeva pe fundul sacului, atât avem de făcut. 10 minute în fiecare zi să ne propunem să dăruim orice și să repetăm asta timp de 6 luni. În 6 luni se formează noi neuroni în creierul nostru, între care va exista o legătură, vor exista sinapse foarte bine definite. Și după 6 luni, dăruirea însămânțată devine o plantă, devine caracterul nostru, devine parte din obiceiurile noastre zilnice și ceea ce vom face foarte ușor și foarte natural. Ce puțin asta am observat din experiența mea și din alte semințe pe care le-am încolțit. În afară de mulțumiri, mi-amintesc de povestea, apropo de semințele de fericire, cu bunicul care îi povestea nepoțelului despre cei doi lupi care se găsesc în fiecare dintre noi. Un lup care este prietenos, este plin de compasiune, de bunătate, dăruiește foarte mult, și un lup care este agresiv, este supărăcios, este îmbufnat, se ceartă cu ceilalți. Și spune bunicul, în fiecare dintre noi, cei doi lupi sunt în permanentă luptă. Și nepoțelul zice, da, bunicule, cine câștigă dintre ei? Cel pe care îl hrănești, a venit răspunsul. Și cred că e incontestabil că în fiecare dintre noi există cei doi lupi, îi recunoaștem foarte bine și nu știu care dintre noi ar reuși să scape de oricare dintre el sau dacă asta ar fi ceea ce ne-am dorit să facem. Însă încurajarea mea de final este să hrănim lupul pe care vrem să hrănim și să fim conștienți când hrănim lupii din noi. Vă mulțumesc! O seară frumoasă!